den Mögen auch das ce la fața locului este că numitul Vlase Constantin, în timp ce conducea autoturismul Vlancea 24 AKS, din direcția Mărășești-Focșani, a pătruns pe contrasens și s-a tamponat frontal cu auto București 38 cană Y. Vom continua cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei producerii acestui eveniment. A rezultat decesul unei persoane? Din accident a rezultat decesul conducătorului auto Vlase Constantin și rănirea ușoară a celuilalt conducător auto. În ce condiții a putut să conducă? Depășire? Nu știu. Vom continua cercetările pentru a constata exactitatea acestui lucru. Sincer, nici nu sunt în stare să vorbesc. Pentru că am lucrat 4 ani cu dânsul. Între noi a fost și bune și nebune, ca întotdeauna, dar de la dânsul, fiind un tip, un om în vârstă și un om cu experiență, am avut și lucruri bune care le-am învățat de la dânsul. Și vestea asta parcă mi-a căzut ca un trăsnet în cap. M-a sunat poliția de la oraș la Mărășești și mi-a zis că fostul primar a murit în drum spre Focșani. Îmi pare sincer rău, familiei condoleanței și o să-l ajut să văd cu ce putem să-l ajutăm, că doamna este mai în vârstă, este singură, să fim alături de dânsa cu ce se poate, cu ce are nevoie de la noi, cu ce putem să ajutăm, îi ajutăm, că în cazuri de astea trebuie să fie aproape să ajuți familia. Vă vedeți și acum, nici acum nu mi-a revenit, pentru că ieri dimineața a fost la mine și se lăuda că și-a schimbat dantura. Și era vesel și îmi spunea că, băi, Valerică, măcar 50 de ani de acum acolo, dacă pot să o mai duc cu dantura asta nouă. Și uitați, soarta a doua zi. Îl știați să conducă cu viteză? Să... Da, domnul Vlase, cu toate că avea o vârstă, el îi plăcea să conducă, să meargă mai cu viteză. Dar era un șofer foarte bun.
Deci, afară că avea defectul de a merge cu viteză, era un șofer bun și cu experiență. Vă dați seama că atâția ani a condus, a fost plecat la copii în Germania, pleca tot timpul numai cu mașina, unde era București, de la primărie. Deci era un șofer bun și un șofer cu experiență. Dar știți, din fața lui Dumnezeu, dacă ți-e scris să mori așa, așa mori. Câte mandate a fost domnul Vlase primar? Un singur mandat a fost primar și eu am fost vicele lui. Și anterior, ce a mai făcut dumneavoastră? Dânsul a fost vreo două mandate de consilier local, până a ieșit primar. Și un singur mandat a fost, deci 2008-2012. Ce relație avea cu subalternii? Nu, domnul Vlase a fost un tip serios, un tip echilibrat. Nu, avea o relație bună. Era un tip care îi plăcea disciplina și ordinea. Dar în puțin timp angajații primăriei s-au obișnuit cu dânsul și se înțelegea bine cu ei. Deci nu au fost probleme. Acum de când n-a mai fost primar? Acum de când a fost primar, nu știu cu ce s-o ocupa. Dânsul s-o ocupa cu... mai făcea asigurări, mai făcea desene. Deci era un tip care nu-i plăcea să se degeaba. Era un tip care muncea tot timpul, își găsea ceva de muncă. V-am spus, chiar venea la noi la primărie. A venit, dacă v-am spus că a fost și ieri la primărie, vă dați seama, avea o societate și a spus că vrea să o închidă, să termină o dată cu societatea, ca să nu mai plătească nimic, ca să stau relaxat. Parcă simțea... Copii? Copii are o singură fată în Germania, are nepoți. Doamna este singură aici așa. E greu, vă dați seama dacă nu s-audă sau dacă a auzit. E ceva greu pentru dânsa, că dânsul făcea tot. Deci dânsul era peste tot. O să încercăm și noi să o ajutăm cu ce putem, nu limita cu ce putem, o ajutăm, nu că cred că ar avea probleme cu bani, nu cred că ar avea probleme de astea. Adică să o susținem moral și să ne ducem, să-i facem mormântul, să-i facem, să ajutăm, să fie probleme de astea cu ce putem. Asta. Sincer, ne pare rău și încă o dată condoleanțe familiei. Și... ați auzit ce s-a întâmplat? Da, știu. Și cum ați primit vestea? Am lăsat la... eram la domnul... acolo în casă. Nu știu cine a venit. Tot dintre dumneavoastră, poate cineva. Pentru că a murit. Și pe urmă a deschis aparatul și a apărut. A fost într-o depășire la Bizighești. Și cum îl știați? Cum era? A fost un om bun. Pentru mine, eu sunt președintele veteranilor a Mărășeștilor, a armatei. Cum vă numiți? Boghea Nicolae. Așa. M-a ajutat întotdeauna. Când am avut nevoie. O să ajutat. Am regret pentru... Eu l-am cunoscut în momentul în care a intrat în Partidul Național Liberal și a fost candidatul partidului în 2008. Ce să zic, era un cetățean model vis-a-vis de starea lui de sănătate și de sportul care îl practica. El în fiecare an făcea cross-ul orașului Mărășești. Vestea a venit, nu știu, ca un șoc, așa să spunem. Chiar vorbeam cu un prieten de-a meu care lucrează la o stație PECO și mi-a spus că o Solența este accidentată și chiar ne gândeam, o fi domnul primar, fost primar, și câteva minute mai târziu am primit confirmarea. Ce să zicem, noi o să facem tot posibilul să-l ajutăm, să o ajutăm pe doamna Vlase cu tot ce putem pentru un mormântare și cuvintele de acum sunt de prisos. Înainte, Dumnezeu să-l ierte și... Înainte de a veni la dumneavoastră în PNL, de unde veniți în PNL? Nu prea știu istoria lui așa, el a fost inginer prin Germania, deci a fost un om cu carte, un om educat și a condus primăria timp de 4 ani. A făcut lucruri bune pentru primărie, prin oraș nu prea s-au văzut, dar în principiu a fost un om corect care și-a văzut de treaba lui și a ținut orașul cât de cât plinea de plutire. Domnul Vlase, da? A murit într-un accident? Nu cred. Cum să? A, Dumnezeu să le știe. Pentru că a fost un om... Vai, mi-a făcut asigurarea, m-a ajutat tot timpul. Nu se poate. Unde? Din ce județ? Aici, la Bizighești. Doamne, Dumnezeu să le ierte atunci. M-ați făcut de nu și nu am cuvinte ce să mai fac.
cum îl știați pe domnul Vlase? V-a ajutat când ați avut nevoie? Da, da, pentru mine a fost un om. El chiar dacă a stat în birou lui, a stat un om cult, un om civilizat. Aici ați putut să spuneți. Nu. Lumea nu-i mulțumită niciodată, dar omul ăsta a fost un om deosebit. Da? Îl cunoșteați mai mult decât ca și primar? Adică... Nu, dinainte nu prea. Deci el mi-a povestit biografia când a venit, m-a ajutat la asigurat. Și m-a anunțat și anul trecut când mi-a expirat și am spus, domnule, nu mai sunt bani, mai aștept un pic. Hai să-l dacu, domnule. Nici nu știu, n-am cuvinte ce să mai spun.